Să spun pace și Domnul Isus Hristos să vă binecuvinteze. Amin. Am un cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu pentru voi în această dimineață, din Luca 12, capitolul, versetul 1. Și voi citi doar un verset. În vremea aceea, când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții. Iisus a început să spună ucenicilor săi, amin. Vă rog frumos să luați loc. Poate pentru unii dintre noastre este un text atipic, este scurt. Nu te aștepta ca Duhul Sfânt să-ți vorbească din cuvintele astea, dar aș dori să aveți în gândurile și în inimile voastre următoarea expresie. Așa că se călcau unii pe alții. Gândul pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pentru timpul de rugăciune este următorul. Scapă de cârje. Scapă de cârje. Și veți vedea la ceea ce mă refer. Comentatorii când se uită la acest text, la acest paragraf, stau și spun următorul lucru. Atât de popular era Domnul Iisus Hristos, așa de bun predicator era, minunile îl însoțeau, miracolele îl însoțeau, încât oamenii veneau cu mulțimile și se accidentau la propriu. Unul sărea peste altul, sărea peste altul, sărea peste altul, doar ca să-l audă pe Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte prima dată când au venit Black Friday în România. Nu prea o știut românii noștri ce înseamnă Black Friday, dar o știut că lucrurile vor fi la un preț mai mic. Și se duceau, se că erau, ajungeau acolo la ușă și n-am să niciodată o bătrânică care ajunge, fratele meu, dă peste tânărul ăla, dă peste laș și ia o bormașină. Și cineva ia interviul și -o spune, Doamnă, pentru ce o să folosiți asta? Păi mă gândesc la mâncare, la ceva, când vârte acolo pastele. Și în momentul respectiv îi spune cel care o intervievează, Dar nu-i pentru asta lucrul ăsta. E, nu contează, mamă. Să fie acolo că o să fie bine. Tot așa și în vremea Domnului Isus Hristos au fost oameni care s-au dus să-l vadă, poate o să prindă și ei ceva. Și este foarte interesant la Cuvântul lui Dumnezeu, spune așa, în Ioan 2 cu 24. Totuși, Isus nu se încredea în ei, pentru că le cunoștea inima tuturor, îi cunoștea pe toți. E foarte interesant când ne uităm în Matei, Marcu, Luca, Evangheliile sinoptice, Evangheliile care prezintă anumite asemănări, și Ioan, îl vedem pe Domnul Isus Hristos prezentat într-un anumit fel. Matei îl prezintă pe Domnul Isus Hristos ca fiind regele și spunem, Aleluia, Dumnezeu este rege. După asta, când ne uităm la Marcu, îl prezintă Marcu ca fiind slujitorul. Și asta suntem chemați și noi astăzi să facem, să slujim. Ioan îl prezintă ca fiind Dumnezeu și credem în lucrul ăsta. Însă, un detaliu foarte important în momentul în care citim Luca, Domnul Isus Hristos este prezentat ca fiind fiul omului, ca fiind om. Ce înseamnă lucrul ăsta? Domnul Isus Hristos a trăit ca om, a simțit ca om și lucrurile prin care noi trecem astăzi, El s-a identificat cu ele. E foarte important lucrul ăsta. În momentul în care noi avem ispite, noi avem slăbiciuni, trebuie să știm că și Hristos a trecut pe acolo. Și una dintre ispitele cele mai mari sau slăbiciunile cele mai mari au fost oamenii. Este foarte ușor când ai oameni care să te respecte, care să nu se uite la tine, să spui, băi, niciodată n-am să-mi pun încrederea în oameni. Niciodată n-am să mă încred în ei. Dar în momentul în care începe să te urmezi 10 oameni, 20, 30, câteva sute, câteva mii, ți se urcă la cap. Și stai și spui, băi, chiar ești cineva. Și totuși Domnul Iisus Hristos nu s-a încrezut în om. Vreau să citesc un text din Evrei, capitolul 4, versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iar în 2 Corinteni 5 cu 21 spune Apostolul Pavel, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. Pentru unii din noi este o tentație ca să fim apreciați, ca să fim acceptați de oameni și pentru Domnul Isus Hristos a fost o tentație. Însă El nu a căzut, El nu a cunoscut păcatul, a fost sfânt, sfânt, sfânt. Și învățătura pentru noi astăzi este următoarea. Nu vă puneți nădejdea și încrederea în oameni pentru că mai devreme sau mai târziu vă vor dezamăgi. Să ne ferească Dumnezeu să căutăm lucrul ăsta. Ieremia 17, voi citi trei versete foarte frumoase. 17 cu 5, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și-și abate inima de la Dumnezeu. Ăsta este lucru care l-a durut pe Dumnezeu cel mai tare. Oameni cu inima împărțită, oameni care se încred în alți oameni și nu se cred în totalitate în Dumnezeu. Dar binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este în Domnul. Aleluia! Oameni dragi, repetați-vă mereu gândul ăsta. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Uită-te la Dumnezeu! În momentul în care v-ați întors la Domnul Iisus Hristos, trebuie să înțelegeți un lucru. El are o lucrare specială pentru fiecare dintre dumneavoastră. O lucrare specială. Ai primit Duhul Sfânt și Dumnezeu spune, acum vreau să te folosesc. Și niciodată în viața creștină nu poți să ajungi la un anumit plafon. De ce? Pentru că Dumnezeu se uită la tine și spune, vreau să te cresc mai mult, mai mult, mai mult și mai mult. Și nu ai să ajungi niciodată să spui, gata, Doamne, acum sunt tare. Acum ai rezolvat totul cu mine. Însă, ca Dumnezeu să facă o lucrare extraordinară prin viața ta, trebuie să te sfințești. Asta vrea El de la tine. Vrea să fii mai evlavios, vrea să fii mai asemenea Domnului și Mântuitorul tău, Iisus Hristos. Și scopul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră este sfințirea noastră. De unde știu asta? 1 Tesaloniceni 4,3 Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Amin. În momentul în care Dumnezeu are lucrarea asta și vrea să te sfințești, zicea Leonard Ravenhill foarte frumos, în momentul în care tu te sfințești, toți oamenii mici, din punct de vedere spiritual, din viața ta, o să spună, te crezi mai sfântoc decât noi? Te crezi mai bun decât noi? mi a dat seama în viața mea, în momentul în care am predat totul Domnului Iisus Hristos și am zis, Doamne, vreau să mă folosești. Au fost anumite relații de care Dumnezeu a vrut să mă despartă. Și am zis, Doamne, dar nu pot de persoana asta, că mi este prieten, am mâncat împreună cu el, am stat împreună cu el, ne-am făcut planuri împreună. Da, Andrei, dar tu vrei să te folosesc mai departe sau vrei să te aleși de aceste cârje, de acești oameni? Alți oameni de care Dumnezeu m-au despărțit. Și, dragilor, nu pentru că sunt mai buni decât ei, ci pentru că am înțeles că Dumnezeu vrea să facă mai mult prin viața mea și eu nu pot să mă opresc la sfințire. Ei spuneau, unii dintre ei spuneau, dar nu-i nu păcat chiar așa de mare să bei alcool? E ok, domnul te iartă, mergi mai departe. Nu-i păcat chiar așa de mare să te la firmul ăsta? Și ce dacă doi fac anumite chestii acolo? Este apreciat de unii și alții. Dragilor, cu cât vă veți sfinți mai mult, cu atât Dumnezeu vă va arăta pe cine să eliminați din viața voastră. Aurul în momentul în care este curățit, toate impuritățile se duc la o parte, ca să fie valoros, ca să fie prețios. Dumnezeu mult mai despărțit de anumiți oameni care tot timpul bârfeau biserica. Numai biserica lor era faină și frumoasă, dar pastorul ăla, 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 ăla ăla erau greșiți. Și m-am săturat de genul ăsta de conversații. Te duci duminică, mănânci ceva frumos și după aia hai să mai discutăm taifas. Hai să mai vedem ce-o mai greșită la, ce mai greșită aia. Ai văzut pe aia cum sunt îmbrăcați și așa mai departe. Și am zis, Doamne, vreau să mă despar de oamenii ăștia. Și după asta vine un moment în care stau și mă rog și spun, dar am să rămân singur. De ce? Pentru că îmi dau seama că nu mai sunt oameni care gândesc așa și spune Dumnezeu, o, stai să vezi tu pe ce oameni voi aduce lângă tine. Oameni ai rugăciunii, oameni care iubesc sfințirea. Și stau cu toată cu soția mea, plângem și spunem, Doamne, nu m-am gândit niciodată că tu locul ăla gol îl vei umple cu oameni care te iubesc pe tine. Și spunem, Doamne, avem așa de multe lucruri de învățat, vrem să ne folosești. Apostolul Pavel vorbește în Filipeni 3, 13 și 14 în contextul premiului alergării pe care noi ca și creștini trebuie să-l primim. Uitați atitudinea omului încercat, uitați atitudinea slujitorului, uitând ce este în urmă și alergând spre ceea ce este înainte. Vreau să te întreb un lucru. Oamenii care crezi cât sunt anumite cârje și te bazezi pe ei, ei lăsat în spate ca Dumnezeu să te folosească? În viața asta mi-am rupt picioarele, că am fost un copil foarte cu minte, între ghilimele. Și la un moment dat doctorul mi-a spus, acum trebuie să porți cârje. Și la început nu mi-a plăcut, dar când am văzut că mi se dădea prioritate la casă, când am văzut cu oamenii se uită cu anumită atenție la mine, a început să-mi placă. Însă a fost un moment în care doctorul mi-a spus în felul următor, dragul meu, acum este vremea vindecării, tu poți să scapi de cârje. Nu, nu, că e foarte bine, îmi dau o anumită siguranță. Nu, nu mai poți să alergi, nu poți să mai faci lucrurile pe care le făceai odată, renunță de ele. Tot așa sunt și oamenii care spun că nu este mai mult de la relația cu Dumnezeu. Ai primit totul când l-ai primit pe Hristos. Renunță la cârjile astea și Dumnezeu te va folosi și îți va da o libertate și o bucurie extraordinară. Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Nu uitați în dimineața aceasta, mâinile, care odată l-au aplaudat pe Domnul Isus Hristos, mâinile care odată și-au luat hainele și le-au pus pe jos și-au zis să vină împăratul. Mâinile care odată au pus frunze de finic, au fost mâinile care l-au crucificat pe Domnul Isus Hristos, au fost mâinile care au luat cuile și-au zis să fie răstignit. Astea au fost mâinile care odată l-au aplaudat. 33 de ani a trăit Domnul Iisus Hristos ca om pe acest pământ. 30 de ani Dumnezeu l-a ținut deoparte să-L pregătească pentru lucrare. 3 ani mai târziu a zis, acum vreau să-i folosesc. Categoria asta de oameni despre care vorbim și citim în textul ăsta au fost oamenii care l-au apreciat. După asta, gurile care odată îl lăudau și spuneau, minunat ești, predicator ca tine, nu am mai auzit, mai dă învățătură, mai spune cuvinte care să ne vindece, care să ne elibereze. Mai târziu, au spus, la moarte cu el. O moară, îl biciuiește, nu-l cunoaștem. Picioarele care odată alergau să-l vadă, mai târziu au fugit din prezența lui și nimeni nu a rămas cu el. Dragul meu, nu te încrede în oameni. Pune-ți nădejdea doar în Dumnezeu și El să te ajute la lucrul ăsta. Întrebare, unde au fost acești oameni care odată l-au aclamat în momentul în care Domnul Iisus Hristos avea cea mai mare nevoie de ei? Unde au fost? Toți au fugit. Toți au fugit. Vreau să vă chem acum la rugăciune, în următoarele momente. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă descopere oamenii de care să vă apropiați și oamenii la care să le dați eject. De ce? Pentru că Dumnezeu are o lucrare extraordinară cu viața voastră. Amin. Haideți să ne rugăm în grupul de 3-4 persoane.